Împreună ca binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amen. Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi de sărbătoare. Amen. Biserica Domnului, Vestea Bună, trăiește momente de înaltă solemnitate în ziua de astăzi. Clipe încărcate de emoție. Dacă ar fi să ascultăm vocea inimii, a sufletului, s-ar auzi tare. Dar toate acestea datorită faptului că Hristos, Domnul nostru, a biruit. Toate acestea se datorește faptului că biruința de la Golgota aduce lărgire în părățime. Avem o zi de bucurie. O zi de bucurie în inimi. Și stând de vorbă cu candidații, am înțeles că Duhul lui Dumnezeu transformă și noiește vieți. Și aduce bucurie și plinătate. Îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Spuneam bucurie în inimi, bucurie în familii. Văd aici familii care au venit să însoțească pe cei care astăzi intră în sărbătoare, în legământ. Bucurie în biserică. Și fie ziua aceasta ziua bucuriei. Dar nu numai pentru suflete, pentru familii, pentru biserica, pentru că ziua aceasta este bucurie în cer. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Căci cuvântul lui Dumnezeu spune Evanghelia Luca, ce este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Mulțumim căci biruința Domnului aduce izbăvire sufletelor. Lăudăm pe Domnul. Aș vrea câteva gânduri din cântarea marului proroc și împărat David din Psalmul 122, care spune așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Aș vrea în ziua de astăzi să întreb, care este atitudinea cu care ai venit la casa lui Dumnezeu? Totul mai departe se va desfășura în conformitate și motivat de ceea ce am venit noi astăzi. Care este atitudinea? David avea oameni care să-l cheme împărate, este timpul să ne urcăm la casa lui Dumnezeu. Și chemarea aceasta pentru el constituia o bucurie. În ziua de astăzi te găsești aici. Nu știu care este motivația pentru care, dar ești aici. Întrebarea este, ai înțeles că la casa lui Dumnezeu să vină cu bucurie? David spunea, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime, Ierusalime. Ierusalim, cetatea păcii. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Tu ești din ca o cetate făcută dintr-o bucată. Multe clădiri, cu străzi înguste, dar privite de sus în unitatea ei, spune, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Fie ziua aceasta, ziua când Duhul lui Dumnezeu se realizeze o unitate de plină. Amin. Suntem mulți, dar înaintea lui Dumnezeu dorim să fim una. Amin. În gândurile noastre, în rugăciunea noastră, în cererea noastră, ca Dumnezeu ziua de astăzi să reverse binecuvântarea Lui. Amin. În ziua bucuriei. Amin. David continua spunând, acolo se suie semințiile Domnului ca să laude numele Domnului. Fie ziua slujirii pentru toți care slujesc în ziua de astăzi o slujire cu bucurie. O slujire motivată de bucurie, căci o facem în cinstea celui ce este veșnic. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Ce har măreț! Ce zi glorioasă! Când avem în fața noastră această imagine și privind spre aceștia îmbrăcați în haine albe, suntem trimiși cu gândul în cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7 și 8. Unde spune să ne bucurăm și să ne veselim, să dăm slavă, căci a venit nunta Mielului.
Și soția lui s-a pregătit. Și i s-a dat să se îmbrace în insubțire, strălucitor și curat. Și acestea sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Aș vrea ca rugăciunea noastră în ziua de astăzi, pentru cei care astăzi s-au îmbrăcat în alb, să fie, Doamne, în ziua aceea, ei, și nu numai, ci noi toți, să fim gata. I s-a dat, este datoria noastră să ne îmbrăcăm. Și aceste haine le procurăm de la Cel ce a murit și a înviat. Această spălare este în sângele lui Iisus Hristos. Și în ziua de astăzi Dumnezeu să cerceteze orice suflet venit în locul acesta. Motive de rugăciune în ziua de astăzi. David spunea, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Da, pace. Pace în cetatea păcii. Dumnezeu să dea pace. A fost o săptămână de rugăciune mondială pentru Israel. Să dea Domnul pace, dar nu numai peste ei, pentru noi, pentru țara noastră pace. Pace în orice inimă, intrat în locul acesta. Sigur, ne-am îmbrăcat frumos. Nu știu dacă în fiecare inimă este pace. Dar ziua aceasta să fie ziua înturării din partea lui Dumnezeu. Ziua când să se coboare pacea Lui. Care întrece orice pricepere. Vă dau pacea mea, spunea Iisus Hristos, nu cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Poate venit cumva răvășit sau întristat. Dar aș vrea în ziua de astăzi Duhul lui Dumnezeu care lucrează să aducă o pace de plină în fiecare inimă. Spuneam, motive de rugăciune, să ne rugăm pentru pace, să ne rugăm pentru candidatul aceștia ca Dumnezeu să le dea putere. Umblarea să fie o umblare prin credință. Lupta pe care o Dumnezeu să fie o luptă de biruință. Am spus, veți avea lupte. Dar Domnul Iisus Hristos s-a angajat spunând, eu am biruit lumea, am dăznit lumea aceasta, veți avea necazuri. Sigur, astăzi flori, înconjurați cu dragoste, cu bucurie, cu aplauze, cu felicitări. Mâine, când vor ieși afară, când lupta va începe împotriva lor, Duhul lui Dumnezeu să fie cu ei. Amen. Puterea călăuzitoare să-i însoțească în fiecare zi. De astăzi și până în ziua aceea plină de glorie, când se vor îmbrățișa înaintea lui Dumnezeu. Când se vor întâlni cu Cel pe care îl iubesc, cu Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să continuăm apoi gândul rugăciunii noastre pentru cei care au venit și poate încă n-au pace cu Domnul. Care încă nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Astăzi, prin Scriptură, prin Evanghelie, Dumnezeu să lucreze iertare și mântuire la orice inimă. Și ziua aceasta să fie pentru toți o zi de bucurie. Lăudați să fie Domnul. Ne rugăm împreună ca Domnul să dea bucurie și pace în fiecare inimă.